Salutare tuturor! Mă numesc doamna Cazacoala, sunt profesoară de matematică. Dacă vă puneți întrebarea ce urmează să aflați astăzi, iată că vă răspund. Astăzi vom afla sau vom face cunoștință cu elementele de statistică matematică. Subiectul, deci, elemente de statistică și matematică. Voi începe cu: teoria fără practică este absurdă, însă practica fără teorie este oarbă, spunea Immanuel Kant. Termenul statistici este nou pentru voi, de aceea vă duc la cunoștință că termenul statistici provine de la cuvântul latin status, care înseamnă stat. Este utilizat începând cu secolul XVIII pentru a desemna datele pe care statul are obiceiul să le strângă încă din antichitate, pentru a-și cunoaște bogăția, populația, recesăminte utile în priceperea impozitelor, etc. Se consideră că împăratul roman Augustus a făcut recesământ tuturor bunurilor din Imperiu. În anul 2238, înaintea erei noastre, la urinul împăratului Yao, chinezii au stabilit tabele de statistici agricole. Deci, dacă v-ați făcut curioși, urmează să găsiți și voi alte curiozități. Iar acum trecem la subiect. Vocabularul lecției noastre este statistică matematică, populație statistică, volumul populației statistice, unitate statistică, caracteristică statistică, tipuri de caracteristici statistici. Și vom începe prin statistica matematică. Aceasta este o știință care se ocupă de colectarea, înregistrarea, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen, fie din economie, din viața socială, din fizică, biologie, etc. Avem ca exemple următoarele: statistica numărul nou născuților într-o anumită perioadă de timp. Un alt exemplu, numărul căsătoriilor într-o anumită perioadă de timp. Și un alt exemplu poate fi numărul elevilor eminenți din fiecare unitate de învățământ. Deci, facem cunoștință cu noțiunea de populație statistică. Ce avem? Orice mulțime care formează obiectul unei analize statistice se numește populație statistică. Numărul elementelor populației statistice se numește volumul populației și fiecare element al populației statistice este numit unitate statistică sau individ. În continuare, caracteristica statistică. Facem cunoștință. Definiție: trăsătura comună a tuturor unităților statistice este numită caracteristică statistică. Avem caracteristică cantitativă, caracteristica ce poate fi măsurată. Ca exemplu putem lua vârsta. Altă caracteristică, caracteristica calitativă, caracteristica ce nu poate fi măsurată. Ca exemplu putem lua culoarea ochilor. Caracteristică discretă, caracteristica ce poate lua numai valori izolate dintr-o mulțime de valori. Ca exemplu, numărul de elevi din clasă. Și ultimul tip, caracteristica continuă. Este caracteristica ce poate lua orice valoare dintr-un interval numeric. Poate fi considerat timpul, caracteristică continuă. În continuare, avem ilustrate statistici. Datele statistice pot fi ilustrate printr-un tabel, printr-un grafic sau prin diagrame, diverse structuri. Trecem la activități. Avem un sondaj. Activitățile ce urmează se referă la un sondaj efectuat în clasa 8-a cu un efectiv de 32 de elevi. Întrebarea este: ați privit aseară televizorul? Răspunsul poate fi da sau nu. Deci avem așa: da, 30, nu,
2. Care este sarcina? Sarcina este să găsiți care este populația și volumul populației statistice. Desigur, populația statistică sunt elevii clasei a 8-a, iar volumul populației statistice reprezintă cei 32 de elevi. O altă activitate, un alt sondaj. Activitățile, la fel, ce urmează se referă la un sondaj efectuat în clasa 8-a, cu un efectiv de 32 de elevi și întrebarea pentru sondaj este: dacă la prima întrebare ați răspuns da, atunci câți telespectatori erau, incluzindu-vă și pe dumneavoastră? Deci numărul de telespectatori sunt, iată, vedeți în continuare, în tabel introduse. Avem numărul de telespectatori 1, efectivul 6 și în continuare. Pentru 2 telespectatori avem 5, 3, 10, 4, 5, 5, 4. O altă activitate, sarcina. Avem, indicați tipul caracteristicei în continuare. Deci care este tipul caracteristicii denumit? Câte procente din numărul total de elevi au privit televizorul singuri, erau mai mulți de 3 persoane și trebuie să realizăm un grafic cu bare. Haideți să vedem ce fel de caracteristică avem. Caracteristica statistică este cantitativă și discretă. Dacă ne uităm mai jos, avem calculul în procente. Deci, au privit televizorul singuri 6 din 30, adică o cincime sau 20%. Erau mai mulți de 3 persoane, avem 9 din 30, adică 3 pe 10 sau 30%. În continuare, este realizat graficul cu bare. Deci, conform tabelului de mai sus, s-a realizat acest grafic. Activitatea 3. Cât timp ați privit emisiunea fața televizorului? Rezultatele sondajului sunt incluse în acest tabel. Avem timp de la 0 până la 30, avem 5 elevi, de la 30 până la 60 de minute avem 8 elevi, de la 60 până la 90 de minute avem 10 elevi și de la 90 până la 120 de minute avem 9 elevi. Sarcina 2. Să reprezentăm datele din tabel cu ajutorul unei histograme. Iată, deci avem pe orizontal numărul de elevi, pe vertical este efectivul. Și o altă sarcină 3, indicați tipul caracteristicii. Deci caracteristica statistică este continuă. Activitatea 4. Întrebarea. Dați o notă de la 0 la 10 care exprima cât de mulțumiți ați rămas de programul vizionat. Avem rezultatele în continuare exprimate. Și sarcina 2. Folosind rezultatele obținute, completați tabelul. Deci nota, cât de 5 avem, cât de 7, cât de 8 și cât de 9. Respectiv, a treia sarcină este: oare adevărat că 15% din note sunt mai mici decât 7? Haideți să vedem. Sunt 4 note mai mici decât 7. Din cele 30 de note, calculăm. 4 din 30, adică se obține 2 din 15, aproximativ 13,3%. Deci, propoziția este falsă, pentru că era 15%, ne întreba. Activitatea 4. Trebuie să exprimați în procente rezultatele obținute. Și atunci avem 13% au apreciat cu nota 5, 30% au apreciat cu nota 7, 27% au apreciat cu nota 8 și 30% au apreciat cu nota 9. Deci, date statistice din fotbal. Atacantul Lionel Messi este golgheterul deceniului trecut. Conform
căruia argentinianul a marcat 522 de goluri în 521 de meciuri, singurul fotbalist care are mai multe reușite decât jocuri, relatează EFE. Messi este urmat în acest clasament de portughezul Cristiano Ronaldo cu 477 goluri din 489 meciuri la FC Real Madrid. O altă statistică în transport. Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-februarie 2020, cu transportul public au fost transportați 15,3 mii pasageri, cu 4,8% mai puțin ca în perioada similară a anului 2019. În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere, în total de 97,7%, fiind urmat de transportul feroviar, 1,2%, și transportul aerian cu 1%. Alte date statistice. Top mondial al fericirii. În anul 2019, Finlanda s-a clasat din nou pe primul loc în topul mondial al fericirii. Finlanda, Danemarca, Islanda și Olanda ocupă primele poziții în clasamentul celor mai fericite țări din lume, potrivit raportului anual despre fericire realizat de ONU. S-a analizat modul în care fericirea a evoluat în ultimele 10 ani, luând în calcul tehnologiile, normele sociale, conflictele și politicile guvernului, care au putut sta la baza evenimentelor schimbării. Acestea au fost doar câteva exemple de statistici. Puteți găsi și voi sau chiar vă îndemn să faceți unele statistici, ceea ce privește familia voastră. Vă urez succes în continuare! La revedere!